Bună, drăguților! Bună, sufletele mele frumoase! Facem astăzi o etalare în trei variante de răspuns. Facem etalarea sentimente, gânduri și intențiile unei anumite persoane referitor la tine. Nu la altcineva, ci la tine. Cum se raportează această persoană când vine vorba de tine? Cum se gândește la tine? Ce simte pentru tine și ce intenționează în viitor în legătură cu tine? Ok, și aveți de ales între varianta numărul 1, 2 și 3. Alegeți în funcție de intuiția voastră, în funcție de ce vreți voi. Vă puteți uita la mai mult de o variantă dacă doriți, dar gândindu-vă la persoane diferite, dacă este posibil. Dacă nu, cum vreți voi. Eu sunt aici pentru voi, sunt aici pentru a face etalările voastre. Și ce să zic, haideți să-i dăm bătaie, nu? Înainte de a începe, vreau să le reamintesc celor noi pe acest canal că aceste etalări sunt colective, sunt generale, da? Se bazează pe o energie colectivă. Țineți cont și de acest lucru, luați de aici doar ceea ce considerați voi că se potrivește, ceea ce considerați voi că este pentru voi, dacă nu este asta, e nicio supărare. Puteți merge pe alte canale, mergeți mai departe. Eu nu oblig pe nimeni să se uite la postările mele. Bun, numărul 1, 2 și 3. Haideți să vedem. Și facem în felul următor. Dăm numărul 2 și numărul 3 deoparte. Să le așez așa ca să nu uit. Bun, și începem cu numărul 1. Dar înainte de a începe, o să extrag câteva cărți din acest oracol pentru a vedea situația. Scoatem un mesaj direct din sufletelele voastre, direct din mintea voastră. Cum e situația și ce văd aici? Văd că energia feminină, cam așa mi-a picat aici, energia feminină e un pic stresată, un pic distrasă, niște schimbări au avut loc și, din păcate, avem o energie feminină într-o foarte proastă stare de dispoziție, pentru că e un fel de disperare aici, da? Un fel de disperare, lipsa speranței din cauza unor amânări, schimbări, da? Energia masculină, văd că a plecat. Deci e posibil aici să vorbim despre o relație în care energia masculină și-a luat așa frumușel băgăjelul și a plecat din viața ta, scumpa mea doamnă. Te-a lăsat singurică, te-a lăsat fără speranță, n-a mai dat niciun semn, e al de unde nu-i știi, ceva de genul ăsta. Acum, dacă nu e așa, vedem ce mai iese pe parcursul etalării. Dar mie așa îmi spun cărțile din oracol, că energia masculină a pus capăt, a plecat și tu ai rămas cumva într-o disperare, așa, într-o supărare, într-o stare destul de proastă. Ok, hai să vedem. Persoana de care tu întrebi cum este în acest moment. Și avem un 3 de băte. 3-ul de băte arată dor, arată distanță, arată că persoana asta este totuși într-o așteptare. Așteaptă să ce? Parcă este într-o stație de tren sau parcă este într-un aeroport, mai repede un aeroport aș putea să spun. Parcă vrea să plece undeva, așteaptă să-i vină avionul, așteaptă să vină ora să plece sau așteaptă să vină momentul. Nu știu unde pleacă, nu știu ce face, dar îl văd aici într-o așteptare, o energie masculină într-o așteptare. Ok, hai să vedem mai departe. O veste mai poate fi, că așteaptă o veste înainte să plece undeva. Și ce mai face? Și avem aici steaua. Ce interesant, steaua, speranță, vindecare, dorință. Poate fi cineva din vărsător, marcaje puternice pe vărsător. Cum te gândești această persoană? Ce are în minte referitor la tine, draga mea? Acum, dacă ești un domn, poți să inversezi rolul. Ce are în minte referitor la tine? Și văd aici un rege de monede și un doi de spade. Cumva se simte neapreciat sau s-a simțit neapreciat, consideră că a depus ceva efort sau că te-a susținut într-un fel sau altul, iar că tu nu ai văzut acest lucru sau nu ai apreciat acest lucru până în ultimul moment. E un pic blocat din punct de vedere financiar, dar referitor la tine, cum te gândește pe tine această persoană,
Cam așa gândește, că tu ți-ai întors spatele, că tu ți-ai întors privirea într-o altă direcție, că te-ai blocat acolo într-o altă direcție, că el sau el, pentru că aici vorbim despre o energie masculină din câte văd, el a fost acolo pentru tine, a fost, știi, ceva de genul când el consideră că a făcut tot ce a fost posibil, dar asta e, tu nu ai văzut ceea ce a vrut el să-ți ofere, ceea ce a făcut el pentru tine și tu i-ai întors spatele, știi? Ceva în genul ăsta. Iar acum văd că el este cel care a plecat, care a ieșit din relație. Hai să vedem mai departe ce mai gândește referitor la tine. Se gândește la o ceartă, se gândește la o dispută care a avut loc între voi doi. Se gândește că niciunul dintre voi doi nu ați avut de câștigat din toată această ceartă. Poate că v-ați certat din cauza unei întâlniri, unei petreceri, unui eveniment, unui triunghi amoros, mai poate fi, da, unei distracții. A fost aici o discuție între voi doi, se tot gândește la acea ceartă, la ce ați discutat. Iarăși avem semnul vărsătorului aici, semnul peștilor, mai văd. Și ceva zodii de pământ. Ok, hai să vedem mai departe. Un conflict aici, din câte observ, cum se mai gândește la tine, se mai gândește așa cu... Totuși, în afara faptului că are, da, patru gânduri negative, cumva, patru gânduri în care se cam victimizează persoana asta, totuși se gândește la posibilitatea unui nou început, la posibilitatea unei reveniri. Se gândește și la asta. Coasul ăsta de bâte aici este posibil, da, să se gândească și la acest lucru. Hai să vedem ce simte pentru tine această persoană în această perioadă, care sunt sentimentele. E cumva proaspătă treaba. Care sunt sentimentele? Ce are prin sufletel? Și văd aici multe cărți, o să le iau pe toate, în ordinea în care au căzut. Chiar dacă unele sunt întoarse, nu e nicio problemă. Văd aici un 7 de spade întors, asta înseamnă și un 6 de spade întors. Să știi că în sufletul acestei persoane sunt... cum să spun eu ție, în sufletul acestei persoane parcă nu și-ar fi dorit acest turn, nu și-ar fi dorit această separare, această cădere. Totuși, văd un 7 de spade întors, asta înseamnă că și-ar fi dorit să nu se fi întâmplat anumite lucruri sau să nu fi existat acest conflict între voi care de fapt nu a dus nicăieri. Este vorba despre o minciunică aici, despre niște lucruri ascunse, despre faptul că unul și-a luat bagajul și a plecat, crezând că lucrurile vor fi mai bune în altă parte. Iarăși avem zodia vărsător, da? E foarte, foarte mult accentuat vărsătorul în etalarea asta, din câte observ. Da, se gândește că ar fi putut să mai lupte un pic, că ar fi putut să mai țină un pic de relația asta. Iar aici ce mai văd eu? Văd un conflict interior foarte puternic pe care această persoană îl are. Văd o transformare puternică. Avem Arcana 13. Văd un blocaj puternic, parcă are în suflet așa, parcă e mort în suflet, nu știu cum să spun. Și mai avem și spânzuratul, da. Persoana asta, în această perioadă, văd că în suflet e praf. Poate că nu comunicați, poate că nu vorbiți, pentru că asta mi-arată spânzuratul, că este o lipsă a comunicării între voi doi, este un blocaj între voi, iar asta nu face altceva decât să-i aducă un conflict interior mai puternic. Cărțile astea mi-au venit întoarse, asta mi-arată mie faptul că nu și-a dorit asta sau că cel puțin acum regretă, îi pare rău că nu a luptat, îi pare rău că s-a ajuns la această situație, la acest turn, îi pare rău pentru niște minciuni aici și îi pare rău că a crezut că va fi mai bine dacă va pleca, dar nu este mai bine în niciun caz. Hai să vedem și intențiile acestei persoane vis-a-vis de tine, care sunt intențiile. Să aștepte, deocamdată vrea să aștepte, nu vrea să facă altceva, nu vrea să facă niciun pas, nici să vină către tine, nici să îți vorbească, nici nimic. Așteaptă, deocamdată, să vadă ce se întâmplă. Studiază, analizează,
dar deocamdată așteaptă. Și mai văd aici un rege de cupe și 5 de monede. Ce așteaptă persoana asta în acest moment? Așteaptă să vadă dacă încă, da, se mai întâmplă ceva, dacă mai are sentiment. Nu știe ce simte acum în acest moment. Deci pur și simplu simte doar regret. Regele de cupe de obicei arată un om care iubește, un om care are sentimente și cu cinciul ăsta de monede lângă, parcă este o lipsă a sentimentelor aici. Da, parcă le are și nu le are în același timp. Nici el nu știe ce vrea, nici persoana asta nu știe ce vrea, nu știe dacă te mai vrea înapoi, dacă nu te mai vrea, nu știe. Și atunci, de aceea așteaptă. Așteaptă ca să se liniștească un pic, să treacă această nebunie, ca să-și dea seama cu adevărat dacă încă te mai vrea sau nu. Știi, în genul ăsta. Ce intenționează marele preot aici, văd. Marele preot, foarte interesant, pentru că marele preot arată o persoană care, sau arată o căsătorie, arată presiune socială, sau arată că vrea să vorbească cu cineva. Mai arată, ce vrea să-mi spună marele preot? Și văd un 9 de cupe. Vrea să mulțumească pe toată lumea, într-un fel sau altul. Iar la capătul cărților avem 2-ul de cupe, reciprocitate, dragoste reciprocă, gânduri la fel, sentimente la fel. Tot ce pot să văd astăzi pentru numărul 1 este că persoana de care tu întrebi în acest moment trece printr-o mare confuzie. Da? Trece printr-o mare confuzie, trece printr-o situație așa destul de disperată cu cinciul ăsta de monede și încearcă să mulțumească pe toată lumea, cam asta văd. Într-un fel, stă și așteaptă, adică stă să aștepte să vadă ce se întâmplă, ce urmează, ce se întâmplă, da? E într-o continuă așteptare deocamdată. Nimic altceva. Nu intenționează să facă niciun fel de mișcare. Știi cum e aici? Marele preot și cinciul de monede. Vezi tu, amândouă, marele preot are cifra 5, cinciul de monede este un 5. E totul sau nimic, știi? Ce-o fi, o fi. Deci el așteaptă să vadă ce se întâmplă. Ajungeți într-un 5 de monede, adică într-o separare definitivă, într-o lipsă permanentă, da? Sau ajungeți așa, în marele preot însemnând căsătorie, da? Religioasă sau uniune pe termen lung, pace, cei doi porumbei aici, da? Deci omul ăsta cumva așteaptă să vadă ce se întâmplă. Nu știe ce urmează, nu știe ce se va întâmpla, nici nu are un plan cu tine, văd. Îi pare rău, are aici niște regrete în legătură cu niște minciuni care au fost puse, cu o ceartă, o discuție, cu un triunghi amoros posibil, dar cam aia e treaba. Bun, cam atât am avut pentru prima variantă, nu vreau să mă extind. Clarific doar în cazul în care simt nevoia să clarific. Deocamdată la voi cam asta e treaba, nu văd nimic altceva. Așa că o să strâng cărțile și revenim imediat cu numărul 2. Dă-i un pic de timp și o să revină. Dă-i un pic de timp și eu zic că lucrurile o să se rezolve, pentru că la capătul cărților văd aici că voi aveți parte de un nou început sau veți avea parte de o împăcare și un nou început. Șansa ca voi doi să vă împăcați este mare, mai ales că da, avem un 7 de monede întors, asta înseamnă că se întâmplă foarte rapid. Adică pe unde a plecat, pe acolo se și întoarce și destul de repede. Bun, cam atât. V-am pupat. Numai bine. Ceau, ceau! Bun, drăguților, am revenit cu cea de-a doua variantă și haideți să vedem împreună care este situația. Care este situația între tine și persoana dragă? Între tine și cel de care tu întrebi acum sau cea de care tu întrebi. Și avem așa, iarăși avem cartea asta conflictului. Cald și rece. Din atâtea cărți, sunt 82 de cărți, dacă nu mă înșel aici, aceeași carte sare, distanță, ok, separare, distanță, blocaj. Un conflict la distanță. Și ce mai apare? Și mândrie, aroganță, mândrie și încăpățânare. Ce energie grea. Și cineva aici poartă o măscuță, cineva minte, cineva jonglează, cineva face tot felul de chestii din astea.
Iar celălalt realizează, celălalt simte, celălalt își dă seama, nu-i că, da, nu s-a întâlnit păcăliciu cu șmecheră, știi, ceva în genul ăsta, nu, 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 nu. E, și de aici probabil conflictul. Deci, clar, apare un conflict când e cald, când e rece, când e bine, când e rău, între voi doi, o distanțare, chiar dacă nu sunteți la distanță fizică, probabil o distanțare între voi. S-a creat un spațiu energetic între voi doi din cauza aroganței, din cauza egoului, din cauza încăpățânării unuia dintre voi sau poate a ambilor. Ok, hai să vedem. Persoana de care tu întrebi ce face acum... Ce face persoana de care tu întrebi? Și are aici un 4 de monede, foarte încăpățânată această persoană. Deci am de două ori o confirmare a acestei încăpățânări. Bun, și luna încăpățânată, dar în prostie, cumva aș putea să spun așa mai pe românește, direct. Pentru că luna vine cu neclaritate. Persoana asta nu e clară. Nu e ca și cum, băi, sunt încăpățânat pentru că eu știu sigur 100% că am dreptate și că... Așa este cum spun eu. Nu, persoana asta pur și simplu se bagă singură aici în niște mărăcini, se bagă singură în confuzie, vede lucrurile total eronat și probabil că de aici și disputa dintre voi doi, de aici și o oarecare separare, distanțare, pentru că e ca și cum n-ai avea cu cine să vorbești, n-ai avea cu cine să stai de vorbă. Că e aici o persoană care are mintea întunecată în acest moment. E confuză poate și în ceea ce spune sau cumva are o gândire bolnăvicioasă așa. Este plină de prejudecăți, este o persoană care nu gândește clar în acest moment. Ok, cum se gândește la tine această persoană? Cum se gândește la tine? Cum ești tu în mintea acestei persoane? Și avem așa, regele de bastoane, diavolul, oleu, în cazul în care ești un bărbat, în cazul în care ești un bărbat, nu-i prea bine, pentru că te vede așa foarte afurisit, foarte păcătos, să zic așa, arogant, într-un mod din ăsta nasol, da? Mândru, foarte mândru, că te bagi numai în belele, da, ceva în genul ăsta, cu diavolul aici, că te bagi numai în belele, din care ți este foarte greu să ieși. Ok. Dacă ești o doamnă, cum se gândește acest bărbat la tine? Avem aici un rege de bâte care este obsedat, că este obsedat de persoana ta, pur și simplu. Obsedat de persoana ta, nu poate renunța la niște vicii în cazul în care le are așa un pic cam cu... trasul la măseluță, nu poate renunța la asta, da, cumva ar vrea ca tu să nu-i vezi părțile astea negative, așa se gândește, dacă se poate ca tu să nu vezi defectele pe care le are, încearcă să te lege la ochi, încearcă să te păcălească cumva, să te blocheze, da, să nu vezi, să nu vezi ce poamă e el, știi, ceva în genul ăsta. Cum se mai gândește la tine? Cum ești tu în mintea acestui om? Și ce avem aici? Trei de cupe, ia uite. Ei cam place distracția. Ce mai încoași încolo? Îi plac prietenii, îi place distracția. Avem un trei de cupe, diavolul, avem mândrie, avem încăpățânare, avem tot ce vrei, tot ce mai rău. Pe toate le are. Îi place să iasă cu prietenii, vrea ca tu să nu vezi, vezi, să închizi ochii, să închizi ochii la ieșirile lui, să închizi ochii la obsesiile lui, la viciile pe care le are, să închizi ochii la faptul că este un om foarte mândru, da, și să-i vezi doar calitățile. Nu știu cu cine ai de-a face, dar nu este o energie plăcută deloc. Da, nu este o energie plăcută. Într-adevăr, poate că are o aparență frumoasă, poate că arată bine ca și bărbat, mai ales dacă e bărbat, da, și tu ești o doamnă, poate că arată bine, e genul acela care are o carismă aparte, un șarm aparte, dar când începi să-l cunoști, ferească-te Dumnezeu ce e aici, că nu-i bine, da? Un om atât de mândru încât te scoate din țăriți, încăpățânat, mândru și cumva mândru în prostia lui, pentru că, vezi tu, nu mi-arată aici că cumva e
are dreptate sau e deschis în gândire și că ai avea ce să înveți de la el sau știi, că, na, sunt și oamenii aceia care într-adevăr au așa o aparență mândră, dar sunt oameni exemplari, știi, de la care tu poți învăța ceva. Nu, aici e un om plin de vicii, un om care are probleme, din câte văd, chiar și la nivel psihic, și un om care nu face altceva decât să te tragă în jos. Și de aceea a apărut distanțarea asta între voi. Ce simte omul ăsta pentru tine? Ce are în sufletel? Mai are ceva în sufletel pentru tine? Zecele de monede. Poate că este soțul tău, poate că este cineva care face parte din familia ta sau chiar cineva cu care tu ai o afacere aici sau face parte din familia ta sufletească sau tu faci parte din familia lui sufletească, știi? Poate fi pentru că tu în sufletul lui apari într-un 10 de monede, ca și cum faci parte din familia lui. Ok, ce mai are prin suflet? Magicianul. Puterea, avem două arcane majore și șasele de cupe. Foarte interesant, pentru că omul ăsta consideră că tu ești îngerul lui păzitor. Consideră că tu ești acolo să-l ajuți sau să o ajuți, ori de câte ori el sau ea are nevoie. Consideră că tu ești magia din viața lui, da? Că ești acolo, prezentă, prezent și că niciodată nu o să te piardă, niciodată nu o să pleci, niciodată nu o să ieși, indiferent ce se întâmplă între voi. Consideră că te cunoaște de foarte mult timp, probabil că este o relație lungă, de lungă durată aici, pentru că el a intrat într-o zonă atât de confortabilă cu tine și cu relația voastră și cu voi doi, încât parcă își permite orice, știi, ceva de genul ăsta. Ok. Ce simte pentru tine, ce are în suflet? Păi cam asta are în suflet. Tu ești sufletul lui, consideră că e sufletul lui pereche, că e jumătatea lui. Și că tu îi permiți să facă orice. Se pare că ești foarte, cum să spun, tolerant. Tolerezi foarte multe lucruri, da? Și rele, și bune, și tolerezi. Și are așa, cumva, parcă tu îi dai putere pentru că tu îi dai voie, știi? Tu îi dai voie. Ok, îi dai putere. Ce intenționează? Care sunt intențiile? Și ce văd aici? Intențiile sunt, văd așa un soi de egoism aici. Pentru că avem un 9 de cupe. Ce intenționează această persoană în legătură cu tine? Să se simtă bine lângă tine. Deci se vede în viitor cu tine persoana asta cumva. Se vede acolo, lângă tine. Deci nu scap de persoana asta cu una, cu două. Și avem aici o regină de cupe. Regina asta de cupe ajută un bărbat. Da, măi, tu ești așa un fel de... Nici nu-și imaginează viața fără tine persoana asta. Nici nu vrea să-și imagineze. Cât ar fi de încăpățânat așa și cu tot felul de prostii în cap, totuși tu faci parte din viitorul lui și din intențiile, din ceea ce intenționează în viitor, da? Cumva. Nu dispar de acolo. Indiferent ce faci cu această persoană, intenționează aici să-ți mai și reproșeze ceva sau să accepte. Acum depinde. Depinde care dintre voi este cel care reproșează și cel care acceptă. Ori se lasă așa cumva, vine în poziția ghiocel, da? Când e rănit, când e... Pentru că aici așa îmi pare. E un bărbat rănit, o energie masculină rănită, care vine la tine să se vindece. Tu să-l aperi, să-l vindeci, chiar dacă îi torni paharul cu apă în cap, da? Și îl cerți și faci ce vrei cu el. E ceva de genul, are momente când este extrem de încăpățânat, are momente când nu te înțelegi cu el, da? Mai ales atunci când iese cu prietenii sau când bea ceva sau când are momente. Dar apoi se face preș în fața ta. Deci cam așa văd. Pentru că uite aici, vezi tu, are momentele astea când în mintea lui este tot felul de prostii, demoni, da? Și încăpățânare și prostie, iar apoi, ia cătăl. E ceva de genul, fă ce vrei cu mine, de mine nu scapi. Nu plec din viața ta nici dacă mă omori. Și apoi tot se repetă, e așa un cerc. Ok. Pentru că
că el în nebunia lui așa, cumva el te iubește, chiar dacă e încăpățânat, dar caracterul este de așa fel. Și mai văd aici un cavaler de spade, iarăși vorbim despre ceartă, vezi, te lasă să-l ceri, te lasă să faci ce vrei cu el, da? După ce le comite, de obicei le comite prima dată, iar apoi e genul acela care te lasă pe tine să faci ce vrei cu el. Fă ce vrei cu mine, dar eu din viața ta nu plec, pentru că aici avem o regină de cupe, adică nici n-are cum să plece, pentru că tu îi oblojești rănile sufletești și fizice și de toate felurile. Bun, cam aia e ideea, la numărul 2, persoana asta, deci așa e el, n-ai ce să-i faci. Vreau să clarific puțin diavolul ăla, ce-l împinge pe el să facă asta. Și avem aici iarna, ce vrea să-mi spună, iarna. Asul de... ce-l împinge pe el să facă așa chestii. Mândria aia masculină, uite, să acționeze, să facă el ceva, să se dea mare, aici are o mândrie. E foarte mândru omul ăsta. Da. Uneori banii, alteori impulsul ăsta al iubirii, că iubește, e păcătos așa cumva, parcă un pic cam păcătos. Ok, și referitor la tine, pe tine te vede ca și o regină de cupe, cu un suflet blând, un suflet bun, chiar dacă mai faci tu așa tam-tam, nu se teme de tine atât de tare încât să nu mai facă. Da, da, tu ești familia lui, tu ești casa lui, deci nici nu se gândește altfel la tine, știi? Tu faci parte din familia lui sufletească sau tu ești familia lui, tu ești căminul lui, tu ești acasă pentru el. Bun, cam aia e ideea la numărul 2. Sper că ați prins-o. Eu cam atât am avut. V-am pupat, aveți grijă de voi. Numai bine. Ceau, ceau, ceau. Bun, drăguților, sunt aici cu cei care au ales acest pachet de cărți, a treia variantă. Haideți să vedem împreună situația. Care este situația la numărul 3? Care este situația? Și ce avem aici? Avem un timp frumos, un timp bun, bucurie, extaz. Frumos. Hai să vedem ce urmează. Bucurie și extaz. De obicei acest sentiment apare la început. Da, cineva îți scrie, cineva îți vorbește, comunică cu tine online. Văd o comunicare online. Ok. Și asta pe tine te fascinează așa cumva. Nu am spus prea multe cărți, n-am cum să iau așa de multe. Cineva îți scrie online și te fascinează. Și ce avem? Cineva de la distanță. Cineva de la distanță, da, tot îți scrie, îți vorbește. Cartea asta e și la cea de-a doua variantă, dar nu, parcă simt cu totul altceva aici. Simt că ești așa bucuroasă în cazul în care ești o femeie, pentru că ți se fac complimente sau, da, cineva e cu ochii pe tine, cineva este atent la tine, cineva de la distanță te urmărește intens. Bun, hai să vedem cine este această persoană și care îi sunt sentimentele, gândurile și intențiile vis-a-vis de tine. Cine este această persoană? Și avem aici un as de cupe și o regină de bâte. E, cineva care vrea să-ți ofere dragostea pentru că este foarte atras de tine din punct de vedere fizic și emoțional. Na. Cineva care vrea să îți ofere dragostea. Se uită cu drag. Se uită cu drag de la distanță. Se uită la tine cu drag, așa și cu dor, cumva. Ok. Un suflet pereche ar putea fi sau o energie foarte plăcută. Cum te gândești această persoană? Șaptele de spade. Tată! Păi te cam păcălești așa un pic. Dacă mă uit bine și la capătul cărților, da, am văzut pe cineva destul de mândru. Ce să zic? Cu șaptele de spade este cartea mincinosului, cartea celui care ascunde ceva. Iată că vedem noi acum ce ascunde persoana asta. Celui care ascunde ceva, ce are în minte, patru de cupe,
Probabil că se arată într-un fel, dar este cu totul altfel, pentru că și aici văd un 5 de cupe, 4 de cupe. Cumva persoana asta suferă în acest moment, dar se poartă într-un fel cu tine, își acoperă parcă depresia asta, își acoperă starea asta urâtă. Da. Mimează ceva, nu știu. Se preface, mimează. 4 de cupe. Da, uite, ascunde ceva. Vezi tu o dezamăgire. Ascunde. Deci în momentul în care îți vorbește, îți scrie sau ce face pe acolo, pare că totul e bun și frumos. În momentul în care nu mai este, da, în contact cu tine, intră într-o stare destul de depresivă din câte văd această persoană. Ok. Hai să mai vedem. Marea preoteasă, 7. Ascunde ceva, măi. Ce ascunde persoana asta? 3 de spade, un suflet rănit. Văd aici, în cazul în care e căsătorită persoana asta, pentru că avem și marele preot, văd că își dorește să iasă din acea relație, 8 de cupe, 9 de spade, foarte mult stres în casă, în relația în care este în acest moment. Dacă ai de-a face cu o persoană căsătorită pe care o cunoști, să știi că persoana aia suferă foarte tare acolo, da? Se stresează, suferă, vrea să plece, vrea să iasă de acolo, caută o portiță, oportunitate, minte, nu mai știe ce să facă, nu mai știe ce să facă, doar să iasă de acolo. Cum se gândește la tine? Ca la o dragoste secretă. Tu ești acea dragoste secretă. Deci numai lacrimi văd, suferință, o stare depresivă, minciuni, stres. Toate cărțile rele au ieșit pe masă, dar toate. Și totuși, la tine se gândește cu drag. Da, se gândește cu drag. Ok. Bun. Ce simte pentru tine această persoană? Care sunt sentimentele? Și avem așa. Eremitul. Asul de monede. Cavalerul de monede vrea să-ți facă o propunere, un dar, posibil. Împăratul, cazul în care ești o energie masculină, ești pe primul loc în mintea acestei persoane și ar mai dori o șansă de la tine sau cu tine. Ar vrea să-ți îndrepți atenția către ea. Dacă ești o energie feminină, atunci persoana asta se simte singură în acest moment și este foarte preocupată de situația financiară. Da. Ce simte pentru tine în acest moment? Vrea să fie pus pe primul loc în viața ta, vrea să aibă acest rol al împăratului, rol de conducător, de lider, dar în același timp, da, văd că își dorește să aibă parte de succes financiar, e ceva legat și de finanțe aici. Adică din energia asta a eremitului vrea să ajungă împărat, vrea să ajungă pe tron, pe primul loc, să ajungă în frunte. Parcă sentimentele lui în acest moment sunt destul de afectate de partea asta financiară. Totuși, avem asul de cupe în mijlocul citirii, da, și o regină de bâte. Are sentimente pentru tine. Cupa asta e mare, e frumoasă, ți-o oferă deja, ți-a oferit-o deja, dar acum preocuparea este cu tot o altă direcție. Hai să vedem și intenții, ce intenționează în această perioadă în legătură cu tine. Ce intenționează și avem așa. Văd că vrea să aștepte aici. Vrea să facă un drum oricât i-ar fi de greu. Vrea să ajungă la succes neapărat, văd o încăpățânare aici, un 4 de monede, dar și un 10 de spade. Să știi că are un plan în omul ăsta, nu știu dacă e neapărat în legătură cu tine, cât este în legătură cu o victorie pe care urmează să o aibă. Victorie, un succes. Și să știi că nu-i pasă dacă tu îi stai în cale sau nu. Dacă tu îi stai în cale, este în stare, da, să închidă această relație, să închidă această... Adică să calce peste tot ceea ce vrei tu și ce îți dorești tu, doar ca să ajungă la această victorie. Omul este hotărât cumva să ajungă la această victorie, pentru că se simte extrem de nedreptățit în această perioadă,
foarte stresat, se gândește la stresul ăsta, se gândește la... Parcă toate relele, știi, sunt așa cumva pe capul lui, vrea să iasă din acea energie, bineînțeles, indiferent care este costul. Indiferent, vreau să clarific zecele de spade, la ce se referă exact. Ah, da, mai are în cap și altceva, mai are în cap și o trădare, oarecare trădare aici. Pentru că văd lumea și lumea în cărțile astea, da, reprezintă mai mult organul genital feminin. Se pare că trece așa peste tot ceea ce îți dorești tu sau tot ceea ce vrei tu. Nu prea ține cont. Serios, nu prea ține cont. De dacă vă arăt cărțile, da. Nu prea ține cont de ce se întâmplă, cum o să se întâmple. El își urmează calea. Își urmează, da, merge către ceea ce își dorește el în acest moment. Mai văd aici un pas de, da, viitorul, în viitor, e ca și cum nu mai îmi pasă de nimeni și de nimic, nici măcar de tine. Cam aia e, știi? Nu mai îmi pasă de nimic ce se întâmplă. Pur și simplu trebuie să ies din situația asta și cu asta am încheiat-o. Cam asta e ceea ce simte acest om în această perioadă. Nu-i pasă nici dacă tu suferi, nici dacă nu suferi. Nu contează de cine se folosește ca să ajungă la acel succes. Nu contează ce va face, dar vrea să facă. Da, indiferent că te face pe tine să suferi sau nu, indiferent de ce se întâmplă. Se pare că are un scop aici și scopul ăsta este să ajungă departe. Vreau să clarific puțin șasele ăsta de bâte. Ok, vrea să își activeze cumva, da, să acționeze, să-și activeze. Este cumva chemat așa energetic spre succes, spre victorie, să-și atingă scopul. Nu mai ține cont de nimeni și de nimic. Ego foarte mare, vanitate și mândrie mai văd aici. Ok, energie masculină, foarte sigură pe ea. Împăratul, unde vrea el să ajungă? Ce șansă îi trebuie lui aici? Ce vrea el să facă? Legat de bani, este ceva legat de bani, de putere, de situația financiară. Da, el, energie masculină și familia. Vrea să le dovedească tuturor că el poate, știi, ceva în genul ăsta. Să le arate celor din jur, să arate familiei că el poate, că este puternic, că a reușit, că reușește, dar nu-i pasă să știi dacă tu suferi sau dacă ești de acord cu ceea ce vrea el să facă sau nu. Dacă ești alături în acest proiect sau nu. Da? Deci dacă tu zici nu, el oricum merge în direcția în care el își dorește sau ea își dorește. Acum, da. Dacă ești bărbat, iau exact invers. Cam asta este. Asta e situația aici. Da. Ce reprezinți tu pentru această persoană? Ești cumva pusă pe locul 2 în acest moment. Are cupa asta frumoasă a iubirii pentru tine, într-adevăr. Îți întinde această mână. E ca și cum ești de acord cu mine, ești alături de mine. Bine, nu? Sănătate. Asta e. Deci vrea un început aici sau un 10 de spade. E ca și cum ți-ar spune, vrei să fii alături de mine, bine, mă susții în ceea ce eu vreau să fac bine, nu, asta e, am încheiat-o și eu îmi văd de drumul meu. Deci este foarte hotărât pe ceea ce vrea să facă aici. Și ceea ce vrea să facă este să ajungă la succes, succes financiar, putere și tot așa. Da? Pentru că în momentul de față lucrurile sunt cumva groaznice. Și mai văd și o altă situație în care omul de care tu întrebi, persoana de care tu întrebi, vrea să renunțe la o căsnicie, la o căsătorie, aici o relație stabilă pentru un nou început cu o regină de bâte. Pentru un nou început cu o persoană din exteriorul căsătoriei, da? O persoană de care s-a îndrăgostit, la care ține foarte mult, cu părere de rău, cu părere de rău, pur și simplu, da? Vrea să meargă în direcția în care este apreciat sau apreciată, este iubit sau iubită. Și să lase în spate toată această poveste, da, destul de complicată și tristă în același timp, pentru că
Nu o să mai țină cont de absolut nimic și văd minciuni, văd relații ascunse, văd oportunități de care omul acesta vrea să profite. Deci poate fi ori o variantă, ori cealaltă. Vi le-am expus pe ambele. Acum voi știți în ce situație vă aflați cu această persoană, dar cam asta e ideea. Bun, drăguților, v-am pupat, aveți grijă de voi și numai bine, până data viitoare, iubiți-vă mult! Ciao, ciao!